Bună seara, stimați spectatori. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi, nu cum v-a spus aseară că urmează luni, deci de fapt este și astăzi pentru că astăzi este joi. Și emisiunea e normal, e de luni până joi cum v-ați obișnuit deja cu ea, cei care ne urmăriți, cei care ne urmăriți mai des. Uh, trebuie să spun că sunt foarte multe evenimente, astăzi o să încerc să vorbim despre toate, mai ales că nu o să vă vine să credeți, uh, avem arestări, rețineri de la control judiciar la arest la domiciliu și toate celelalte. Deci, pă, suntem într-o veselie din acest punct de vedere. Sunt evenimente care se întâmplă, sunt interesante, trebuie să vorbim despre ele. Nu vom neglija nici ce se întâmplă în județul Gorj și nu vom neglija nici ce se întâmplă în lumea fotbalului, pentru că. Se creează încet, încet, vom asista la un nou dosar și anume, în lumea fotbalului știți că finanțatorul lui Dinamo sau patronul Dinamo, în orice caz, cei doi frați, unul primar la sectorul 3, celălalt, frații Negoiță, celălalt patron la Dinamo, Controversați din toate punctele de vedere au venit cu ideea că meciul din uh, etapa, cu din, deci meciul Steaua Dinamo ar fi fost trucat de Bărboian. Acum vreau să vă spun, au mai fost și alte episoade ciudate în anii aceștia și o să vorbim despre unul din ele pentru că astăzi se ridică, e vorba chiar de finala Cupei României din 2011 de la Brașov. Vom vorbi despre asta mai târziu. Ca și despre faptul că a bubuit. Se pare că a bubuit relația dintre Claus Iohannis, președintele României, și primul ministru Victor Ponta. A trecut acea perioadă de miere, de înțelegere instituțională între cele două instituții și totul a bubuit. Acum vreau să vă spun că n-am priceput foarte exact de ce a bubuit. Adică, știm, de la păduri chestii dar reacțiile au fost uh, total disproporționate, ceea ce înseamnă că a fost programate să se declanșeze acum și, de fapt, ele ascund altceva. Uh, chestia mai dură e că uh, n-aș putea să vă spun cine are dreptate. De ce n-aș putea să vă spun cine are dreptate? Pentru că au și apărut două voci din uh, unul a ministrei Varga și cealaltă, inclusiv a consilierului Dan Mihalache de la Cotroceni, care spun, nu domnule, noi ne-am întâlnit cu firma austriacă, că despre asta e vorba. De fapt, conflictul apare de la partea cu pădurile și de la mutarea codului silvic. Semn că ceva, PSD-ul a prins ceva nesperat în acest conflict, este faptul că forțează adoptarea codului în forma dată inițial și ă, la acest moment PNL-ul mi se pare în corzi pe acest, pe acest dosar. Dar vreau să vă spun, ăsta, acestea sunt doar păreri. în schimb o să-l citez pe jurnalistul Ion Cristoiu care vorbește de niște gafe prezidențiale și vi le prezint să vedem și care e părerea dumneavoastră. Uh, jurnalistul Ion Cristoiu explică care au fost marile greșeli pe care le-a făcut președintele Claus Iohannis în scandalul cu premierul Victor Ponta. De fapt, putem vorbi de un scandal la acest moment. Ziaristul a transmis în cadrul unei intervenții telefonice la B1 TV că Iohannis dovedește pierderea calmului și că declanșarea unui război acum este, cităm, o prostie fără margini, închide în ghilimele a lui Claus Iohannis. Cristoiu punctează că nu vede de ce administrația prezidențială l-ar putea da în judecată, așa a anunțat astăzi președintele, l-ar putea da în judecată pe Ponta, punctând că acesta, din urmă, a fost suficient de șmecher. Cităm. Acum e declanșarea unui război. După părerea mea, e o prostie, fără marginea lui Claus Iohannis. Eu am stenogramele. Intervenția lui Victor Ponta a fost foarte prudentă în legătură cu, cu Claus Iohannis. Spunea, sper că nu greșesc, președintele ar fi fost influențat de niște lideri liberali. Închei, încheiat citatul. Tot atacul a fost asupra liderilor liberali. În schimb, Iohannis, în intervenția sa, dovedește pierderea calmului în, în genul scenei cu Paltonul, pe care nu o înțeleg. Ne spune că administrația prezidențială o să-l dea în judecată pe Ponta, dar nu văd de ce. Ponta a fost suficient de șmecher, a spus gazeta. Totodată, jurnalistul Ion Cristoiu afirmă că nu înțelege de ce Iohannis l-a sunat pe șeful SRI în acest context. Cităm. A doua mare greșeală, pentru că nu cunoaște Constituția, l-a sunat pe șeful SRI, dar de ce? Ce să facă SRI? Să-l verifice pe Victor Ponta în ce? Mai precizează Ion Cristoiu. Deci, pe de o parte, a anunțat că îl dă judecată pe Ponta și se pare că nu are motivul, de fapt nici atacul Ponta n-a fost centrat pe Iohannis, pe de altă parte, faptul că este târât unul dintre serviciile importante din țara noastră este târât în acest scandal, fără rost până, până la urmă în acest, în acest context. Dar știți, șeful de acolo este liberal care a fost numit de către președinte și tot așa. Deci, Practic, arunci uh, un cartof fierbinte, ca să nu zicem de altceva, în mâna acestui serviciu. Dar interesant acest punct de vedere al maestrului Cristoiu, și aș putea spune că uh, această parte cu uh, scandalul uh, forestier îl putem numi așa. Uh, are o mare. are o mare, mare problemă. Mai ales că se întâmplă și un alt lucru. Se întâmplă și un lucru care, vă spuneam, ridică semne de întrebare pentru Palatul prezidențial, pentru echipa de la Cotroceni. Și anume, pardon, spunea acolo, deci declarația prezidențială spune așa de astăzi și nu a existat nicio discuție nici cu lobiști, nici cu foștii colegi din PNL pe această temă. E vorba de tema. tema forestieră ca să-i spunem așa. Numai că numai că sunt unele chestii care trebuie să ne dea de gândit. Cornel Ivanciuc, unul dintre ziariștii importanți din România, spune că șeful administrației prezidențiale, adică Dan Mihalache, ar fi chiar un chei al companiei austriece în România. Iată ce spune pe contul lui de Facebook Ivanciu. Cităm. Îl, invest îl investighez pe Dan Mihalache de peste 10 ani. 10 ani pe seama acestui subiect. Ce pot să vă spun este că domnul Dan Mihalache își petrece în mod frecvent vacanțele la cabanele acestei firme mari, a fost inclusiv de Crăciun la Vișeu. Aoleu! Practic omul de lobby al austriecilor este Dan Mihalache. Ca să vezi. Eu nu știu dacă Iohani știe. Nu cred că e o coincidență faptul că domnul Dan Mihalache e omul cheia lui... Schwagifer, Şf cum naiba se numește, uh, care a ajuns în postura de șef al administrației prezidențiale și de lobbyist principal al acestei firme, a cărui pachet de exploatare e România. România e un fel de scenă albă în care copace sunt măcelăriți în fiecare zi. Iohannis este sub imperiu malefic al lui Dan Mihalache. Politica lui Iohannis a ieșuat. E un eșec lamentabil. Dan Mihalache e un cancer pentru administrația prezidențială domnule Iohannis, din toată piața asta de resurse nu l-ați găsit numai pe Mihalache? Bun, că se dorește scoaterea lui Mihalache de la Cotroceni, că nu știu ce, o știm deja, se încearcă asta încă din decembrie când a fost anunțat, când a fost anunțat, când a fost anunțat acest scandal. Deci, ce v-am citat ultima dată, deci că îl investigează pe Dami Mihalache de peste 10 ani, este de pe contul de Facebook al ziaristului Cornel Ivanciuc. Precedentul material apare în pe site-ul PS News și aparține Georgianei Cristea. De ce am reprodus această, acest material? Pentru că este important și într-un alt context. Dan Mihalache, pe atunci, în 2008, deputat PSD, îi transmitea Ministrului Agriculturii din, din anul 2008 faptul că un mare investitor, SC, firma aceasta austria, austriacă, este împiedicată să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Interpelarea respectivă dat, deci, a fost dată în anul 2008 și a fost în luna mai, 6 mai 2008 și a fost, apare astăzi reprodusă în cotidianul evenimentul zilei. Ce vreau să vă spun cu asta? Că de fapt nu este fum fără foc, că scandalul este departe de a se lămuri, dar poate ar fi rezultatul cel mai important, ar trebui să fie următorul. Să nu se mai taie pădurile din România. Să încercăm să le salvăm. Poți să se certe cât vrea Iohannis cu ponta, Ponta cu Mihalache, PSD-ul cu PNL-ul sau ce, orice altceva, scopul principal fiind să salvăm pădurile din România. Vă, vă spuneam acum într-o seară ce? Că peste 50% din pădurile din anul 1989 din România au fost tăiate. Dacă reușim să salvăm codrii cum fac țările din vest, care, atenție, exploatările forestiere în vest se fac foarte greu. Deci în Austria, dacă ai tăiat un copac, apropo de că vorbim de această firmă care are un, să zicem, o activitate economică importantă în România, în Austria, dacă, dacă ai tăiat un pom și n-ai avut, să zicem, aprobare, se lasă cu anchetă și cu închisoare grea de mulți ani. La noi, și avem cazul Tizmana recent, e acum în cercetare un caz, s-au tăiat 3 hectare din greșeală și s-a făcut un dosar bine. Depinde cum se va termina. Dar din greșeală asta a însemnat atenție. 3 hectare de pădure, nu un copac și altceva. Dar, apropo de importanța care o dau autoritățile acestor lucruri, și de asta am și revenit pe acest caz, că se leagă unul de altul și una de alta și poate, e posibil ca acest scandal să fie exacerbat pentru a nu vedea, să zicem, alte lucruri. Mă gândesc acum. Ce evenimente importante sunt acum în derulare și poate se accentuează pe acesta ca să nu vedem astă, aceste lucruri? M-a surprins, mărturisesc și v-am spus asta dacă țineți minte la începutul săptămânii, că e prea mare forța aruncată în luptă, așa, dintr-o dată. Avem mitinguri, mobilizări, pe internet, peste tot. Unde au fost oamenii ăștia 25 de ani? Nu? Depinde, o să vedem ce se va întâmpla în continuare, vom urmări cu atenție cazul și vom reveni asupra lui ori de câte ori este nevoie. Trecând mai, trecând mai departe, la alte știri ale zilei, trebuie să vă spun că suntem, trebuie să o luăm așa. Știți, am avut o perioadă când la Constanța și Radu Mazăre și uh, președintele Consiliului... Uh, Consiliul Județean, Constantinescu, erau în arest la domiciliu. Sau nu, erau un arest, arest. Așa sunt și acum. E, vreau să vă spun că și la ea și situația foarte interesantă. L-au luat, adică a fost primat o percheziție la domniții de asta, era pe la Bruxelles, a este președintele Consiliului Județean la Iași. A urmat apoi o percheziție și un control judiciar la Gheorghe Nichita, primarul Iașului, a urmat apoi reținerea din mers a lui Adomniței, care a primit control judiciar, a urmat apoi săptămâna trecută ares la domiciliu pentru Nichita și de astăzi avem pe Adomniței în ares la domiciliu. Așa că și Iașu, ambele instituții, sunt conduse de persoana a doua sau a treia în ierarhie pentru că șefii sunt în arest în propria sufragerie. Dacă la domniței e vorba de ceva abuz în serviciu, în sensul că a făcut niște plăți, a forțat niște oameni să nu spună ce știu, la Nikita e povestea aceea de alcov, dar care se pare că mai are și alte lucruri în spate. Așa că vom trăi și vom vedea, dar lucrurile sunt extrem de interesante. Uh, Bine, aflăm astăzi o veste, am putea spune bună, dar vreau să vă spun că e departe de a fi bună pentru că cele, țările care contează deocamdată ne țin la ușe. Irlanda, Lituania, Ungaria și Letonia, deci Letonia este deținătoarea președinției Consiliului Uniunii Europene, dar și Comisia Europeană în ansamblu s-au transmis un răspuns oficial la solicitarea europarlamentarului PSD Victor Negrescu, afirmând că susțin fără rezerve aderarea României la spațiul Schengen. Ca să vezi, pozițiile de sprijin pentru România din partea acestor state au venit în urma unui apel pe care eurodeputatul Victor Negrescu l-a transmis tuturor miniștilor de Interne și de Justiție din Uniunea Europeană. Acesta solicitând respectarea normelor din prezentul acord european și susținerea accederii României la spațiu Schengen. Uh, sunt patru țări, dar știți cum e și vă spuneam și ieri, avem o problemă. Pe lângă altele avem problema Olanda. Olanda nu o să ne dea acordul pentru Schengen, dar să vă spun, nu faptul că nu îndeplinim noi condițiile, să știți că le îndeplinim fără probleme de aderare și în privința granițelor. Avem o problemă însă. Ei au Amsterdamul, noi avem Constanța. S-ar schimba niște lucruri. De asta nu le dau acordul, dar o mai trăi și mai vorbi despre, despre acest lucru. Tot vorbeam de lucrurile importante petrecute astăzi. Să știți că nu n au fost numai acestea. Una dintre, unul dintre cele mai importante subiecte de astăzi, eu îl consider a fi cel legat de Demersul procurorilor, de perchezițiile care s-au desfășurat în, la, la Ayatollah, ca așa este numit, Ayatollah PNL Sorin Frunzăverde. A, vă aduceți aminte de el, da? Fost ministru, fost, fost eminență cenușie, omul care a trecut PNL-ul în Partidul Popular, un, un greu al politicii autoctone, chiar dacă s-a mulțumit în ultimii ani cu funcția de președintele Consiliului Județean. E, vreau să vă spun că azi dimineață procurorii s-au dus peste el. Acum vreo două zile l-au săltat și pe vice, dar la pentru șpagă în flagrant, asta e altă treabă. Bine, au mai apărut pe impresă, au mai circulat diverse lucruri că s-ar întâmpla în Cara Severin, se anticipa cumva că vor urma și chestii de acestea cu intervenția autorităților. Dar, de fapt, deci, astăzi e. președintele Consiliului Județean a Severin se pare că a fost anchetat și au fost percheziții pentru o situație. În sensul că ar fi forțat primarii din județul Cara Severin, o parte din primarii pe care îi controla, să adune cât mai multe voturi pentru, uh, pentru PNL, deci pentru Claus Iohannis. Foarte interesant, având în vedere că rezultatul pe Cara Severin n-a prea fost interesant, cel puțin în primul tur, uh, a bătut Ponta în Cara Severin pe reprezentantul PNL-ului. Însă, s-ar putea să fie o altă explicație. Nu rămâne decât să ne gândim sau să vă gândiți și dumneavoastră. Și anume, mâine este așteptată o sentință în cazul lui Liviu Dragnea, tot pe speță, pe o speță de la, e adevărat, de la referendumul de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Ori, spețele cam seamănă și poate se încearcă trecerea atenției în partea cealaltă. Eu știu ce să vă mai spun. Cu siguranță însă, și aici vreau să vin la un comentariu făcut zilele acestea de Silviu Mănăstire, realizatorul uh, dosarului de politician de la B1 TV. Uh, iată ce spune Silviu Mănăstire. În seara primului tur al alegerilor prezidențiare, Claus Iohannis, cel care obținuse doar 30% și avea o diferență de 10% de recuperat în fața lui Ponta, uh, Sorin Frunză Verde a fost văzut la sediu partidului alături de ceilalți baroni PNL. Iohannis le-a jurat atunci baronilor că dacă va câștiga alegerile, o să că dacă nu va câștiga alegerile, o să execute pe toți cei care l-au sabotat în primul tur. Potrivit jurnalistului de investigații, martorii la acea presupusă amenințare lui Iohannis spun că a fost singura dată în care actualul președinte s-a enervat și a strigat în campania electorală. Cu ceva, știți cum e, nu este fum fără foc, dar Interesantă viața politică, ce vreau să vă spun, nu arată că -ar ne-am îndreptat spre vacanța de var. Acum vreau să vă spun pentru încă un caz care se prefigurează că va fi. Jurnaliștii de la PS News vin cu această știre. Procurorii Dicot, procurorii DICOT pregătesc un nou mega dosar care va lovi, atenție, în mafia retrocetărilor de terenuri de la ANRP. După ce Curtea de Conturi a prezentat un raport în care se arată suma cu care s-a achiziționat drepturile litigioase și cuantumul oferit de ANRP drept de spăgubire. Potrivit de data aceasta jurnaliștilor de la România TV Net, Horia Șchiopu, fost bancher și patrolul cu promesa, este anchetat de procurorii de cod după ce acesta ar fi primit de la NRP despăgubiri în valoare de 103 milioane de euro pe un teren din sectorul 6. La începutul anului 2008, Horia Simu avea să dea una din cele mai mari lovituri pe piață, primind de la NRP colosala sumă de 466.770.763 de lei, adică vreo 103 milioane de euro. Banii au fost primiți pe un teren de, 9, de aproape 10 hectare din sectorul 6. Deci, scandalul ANRP este departe de a se termina, s-a furat în draci de, de la aceste retrocedări, multe în orice caz, sume mari de bani s-au dat despăgubiri pentru unii învârtiți, în timp ce oamenii care meritau să-și recupereze terenul sau despăgubirile n-au primit nimic. Cei care le-au vândut pe nimic la acei samsari care au făcut averi colosale după câte ne dăm seama, este încă departe este încă departe să zicem a se lămuri situația în, în totalitate. Acum vreau să vă mai spun unul dintre politicienii cei mai interesanți la acest moment, poate mai interesant decât era ca președinte, deși atunci avea puterea, să spun așa, este Traian Băsescu pentru că acum scoate orice din gură. Chiar dacă se anunță în fiecare zi, aflăm sau mai, sau mai deschid nu știu câte dosare. El e destul de relaxat, pa din contră pare să fi reintrat în jocurile politicii și nu aproape sigur o să-l vedem în sondajele următoare că începe să crească, că știți, postura de victimă îi stă foarte bine fostului președinte. A dat un interviu astăzi în uh, presa online. Uh, printre altele, uh, cea mai, adică sunt foarte multe lucruri uh, interesante și uh, printre alte ce a răspuns uh, Traian Băsescu arată un om care, stăpân pe mijloacele sale. Uh, una din întrebări făcute de ziarista Laura Chiriac. Ați avut o postare la sfârșitul săptămânii trecute pe Facebook, dură ca exprimare, imbecililor opriți-vă. Era vorba despre modific... modificarea care a stănit multe controverse în spațiu public adoptată în plenul Senatului. Înlocuirea sintagmei, suspiciune rezonabilă cu indicii temeinice la dispunerea arestării preventive din codul de procedură. Care e pericol? Traian Băsescu. În opinia mea, pericolul este numai unul politic, unul de discreditare, chiar a politicului care face lucrul acesta. De ce? Pentru că, indiferent care e sintagma utilizată, indicii rezonabile sau indicii temeinice, tot judecătorul va decide. Sunt vorbitori de limba română ca și dumneavoastră. Ce v-aș atenționa însă? Formularea corectă este să fie probe care să îndreptățească la, la... a se concluziona că sunt indicii rezonabile. Deși și sintagma noului cod de procedură penală cere probe pentru a se genera acele indicii rezonabile. Dacă citim articolul 202 aliniatul 1, ne dumirim că cei care vorbim limba română vom înțelege prin ambele sintagme același lucru. Pentru că, repet, sintagma cu indicii temeici este precedată de cererea de a exista probe pentru ca judecătorul să poată dispune una din măsurile premergătoare începerii procesului, adică arestare, arest la domiciliu sau control judiciar. Vorbitorii de limba română sunt convins că, la o analiză serioasă, nu fac o deosebire între abordările pe care le-au politicienii. Păi și atunci, dacă are dreptate fostul președinte, de ce ne mai agităm atunci? De ce a făcut ăștia impecil din Parlament? Ale politicii valuri. Bine, acum cu Ana, Leana. Adică Elena Udrea a spus ceva așa că judecătorii n-au timp să citească și nu se polua după indiciile acestea. Deci de unde se vede că ce spune Traian Băsescu și ce spune Elena Udrea nu prea se mai... Sunt de aceeași parte a baricadei, dar au o problemă de direcție. Bun. Haide să lăsăm, să lăsăm politica că sunt destule fapte în derulare și Haideți să mergem la scandalul din spor, mai ales că e un, e un mega scandal. Deci eu cred că nu e, nu e de, cum să vă zic, abia începe. Cam de multișori în lumea fotbalului n-am mai avut un scandal de proporții. În sensul că după ce au fost cei ca din dosarul transferului care au fost săltați și băgați la Mititica, nu s-a prea mai auzit de fotbal. Am avut să zicem, condamnare pentru comisia arbitrilor și cam atât. E, iată că acum se vine în forță și eu cred că, știți cum vorbesc, negoiță de la Dinamo vorbește el, eu nu negoiță, vorbește el și pe lângă subiect, dar s-ar putea să aibă și dreptate. Sau, dacă nu are dreptate și stânește acest scandal de mari proporții, lucrurile se vor accentua într-o direcție sau alta. Uh, mai întâi, ProSport a scris în exclusivitate, deci acum câteva zile, despre vizita făcută de Ion Negoiță la sediu DNA. Asta cu exclusivitatea nu prea e, că au dat toate zilele, inclusiv noi am prezentat-o aici. Finanțatorul lui Dinamo a mers împreună cu ofițerul de integritate al FRF, Costin Negraru, în strada Știrbei Vodă, în fine, și a discutat cu procurorii mai bine de oră. Surse din club susțin că Negoița a vorbit mai mult despre finala Cupei României din 2011, steaua Dinamo. 2 la 1, terminat, meciul la Brașov. Prospor revine astăzi cu noi informații în exclusivitate din discuția Negoiță procurorii de nea. Informații care duc către fostul antrenor al clubului Ion Andone. Ioan Andone. Astfel, în 25 mai 2011, ziua finale, actualul finanțator de la Dinamo era doar sponsor. Acționarii, adică oamenii de decizie și cu influență asupra jucătorilor, erau Nicolae Badea și Cristi Borcea. Vasile Turcu se afla pe picior de plecare, certa cu cei doi pe suma de bani care îi se cuvenea din transferurile clubului, iar Dragoș Săvulescu era din alt film. Dincolo, la steaua finanțator George Becali se confrunta cu o criză majoră de rezultate clubul nu mai câștigase un trofeu de 5 ani, cu un an mai mult decât perioada de secetă de la rivala Dinamo, iar în finala echipa a fost antrenată de Cosmin Olărău, vacuta aminte de revenirea sa spectaculoasă, spectaculoasă întors în țară ca un salvator pentru ultimele meciuri din sezonul 2010-2011. Teoretic, finala era momentul în care Steaua și Dinamo trebuiau să sară una la beregata celeilalte. În culise însă relația George Becali Cristian Borcea se strângea din ce în ce mai tare. Cei doi se pregăteau de nunta ultimului, programată la trei luni după finală în august 2011, nuntă la care Becali avea să fie naș de cununie. La scurt timp după partidă, în fotbalul românesc a apărut informația potrivit căreia Steau ar fi plătit 500.000 de euro pentru a câștiga jocul cu rivala din Ștefan cel Mare. Era finala Cupei României, un trofeu nu are preț, nu te poți vinde la o finală, spunea Ioan Andone. Uh, cel porecli Cosu refuză să-l creadă că meciul a fost blat. E același Andone căruia Cristi Borcea i-a în 2010 într-o tribună din Antalya celebra frază înregistrată de camerele TV. Controlam și vântul în 2004 ca să i tu eventul. Apropo, cum se câștigă campionate pe la noi și apropo formațiile, e foarte interesant. Iată ce formații, ce formații, se confruntau în 2011 și de aici legăturile. La Steaua, Tătărușanu, de deci era în poartă, Emegara, Galamaz, Gardoș, la Tovlevici, la mijloc, Nicoliță, Tănase, Brandan și Surdu, la mijloc, Nicolae Dică și Bilașco, în atac. Dinamo, Bălgrădean, de la Craiova, Bărboianu, de în scandalul de acum, Grigore Moți Bordeanu, Torje Mărgăritescu și intrasă Dan la sfârșit, Cone, Cătălin Munteanu Alexe, Dănciulescu, înlocuit după aceea cu Liviu Ganea. Andone a pe bancă la Brașov și fără să o recunoască simțea că meciul cu Steaua va fi ultimul ca al lui Dinamo. Atmosfera de la club era proastă, echipa stătea pe locul 6, iar conducerea era nemulțumită de el. În afara acționarilor, Andone mai avea un anumit public în umbră, impresarul Ioan Becali, cel care avea sub contract aproape tot lotul lui Dinam. Cu câteva zile înainte de meci, Becali a fost vizitat la sediul firmei sale de Cosmin Olăroi. Martorii spun că înainte de a intra în birou impresarului, antrenorul Stelei a fost auzit spun Hai bă Giovanni să vedem ce facem cu meciul ăsta. Bun, deci de aici ar fi că acolo a fost un trucaj. Nu vă mai citesc restul, dar vreau să vă spun că se întâmplă unele lucruri. Atunci erau impresari dominanți în fotbalul românesc, frații Becali. Care acum sunt la mititica alături de și Gică Popescu care a și lucrat pentru ei, de fapt de pentru o chestie de la frații Becali, a intrat și Gică Popescu în în asta. Acum, în lumea impresarilor Domină, Ana Maria Prodan, soția lui Laurențiu Reiecamp. Poate că așa avem o explicație ce se întâmplă, să zicem, cu echipa Steaua, cu ciudățenile de comportament și atenție, de când au apărut, că practic returul s-a început bine. Problemele la Steaua au început de când a revenit în țară Laurențiu Reiecamp. Cam mare coincidență. Și știți ce s-a mai spus, inclusiv aici la Târgu Jiu a fost o acuzație de genul ăsta că fotbaliștii joacă la pariuri. Nu cumva. Nu cumva spun. Noi ne uităm la o comedie totală la cluburile mari și după cum dictează impresarii sau ceva de genul ăsta, putem să avem 1x0? 1x2, pardon. Se poate Întreb, nu dau cu parul, dar poate fi o situație de acest gen, deoarece trecă uh, nici negoiță, nu cred că e de nebun să alunca într-un asemenea conflict. Pe partea cealaltă, uh, să nu uităm că în anii de după. Steaua a confirmat la nivelul campionatului național și la nivelul uh, cupelor europene a dovedit că are echipă că joacă, că joacă fotbal. Acum, știți că orice în ce putea fi pe acest lucru, dar putea la fi la fel și invers. Acum, cinstit vorbind, uh, cam multe coincidențe de multe ori aceeași personaje, s-ar putea ca și el să aibă o părere. Așteptăm ca legea să-și facă datoria și să vedem dacă, dacă se întâmplă ceva. Dacă tot am vorbit de sport și până ne întoarce pe final la alte subiecte, nu putem să nu salutăm faptul că Simona Halep, sportiva noastră Sportiva numărul 1 din România, acum, deși e numărul 2 mondial la nivelul de tenis feminin profesionist, a reușit astăzi o victorie, aș putea spune istorică, în fața americancei Venus Williams, sora Sirinei care e numărul 1, e pe locul 16 Venus. Și atenție, scorul este foarte încurajator: 6-2-6-1 calificându-se în sfertul de finală ale turneului de Premier 5 Premier 6 de la Roma în care va evolua împotriva Alexandrei Dulieru deci atenție o româncă deci se întâlnește cu o româncă care a făcut partide bune acum la Roma deci ce vreau să vă spun că într-un fel sau altul avem o româncă în semifinale probabil va fi Halep având în vedere că ea e pe 2, iar Alexandra Dulgheru e pe 72. Deci există o diferență destul de mare. Dar cine știe? Se poate orice, mai ales că Dulgheru a scos-o pe Ecaterina Makarova, locul 8 mondial. Așa că nu e și încă a scos-o clar 6-4, 6-3. Nu e deloc întâmplătoare această victorie, s-ar putea să avem surpriză între românce. Uh... Și pentru că tot vorbeam de sport și ne întoarcem la fotbal, iată ce spune despre scandaluri, despre fotbalul actual, ce spune Mircea Renic, fostul antrenor de la Petrolul Actual, antrenor la Dinamo, Uh, el a declarat astăzi într-o conferință de presă că a observat rezultatele ale unor partide din Liga 1 și evoluția ale unor jucători care l-au pus pe gânduri. Spune el, cităm, problema e că antrenorii am schimbat vreo 38 și nu mi se pare corect. Nu cred că e numai vina antrenorilor. Antr antrenorii pleacă și șmecherii rămân. Eu întotdeauna mi-am apărat jucătorii. Vedem însă și rezultate și evoluții care te pun pe gânduri. Nu suntem oameni care nu cunoaștem fotbal. Îți pui întrebări. Ok, nu sunt dovezi. Poate nu o să ai niciodată dovezi. Dar nu trebuie să fim luați de fraieri. Corect. Trebuie tratat foarte serios acest aspect. A venit delegatul de la UEFA, invitat de federația noastră, care a spus foarte clar cu jucătorii, cu jucătorii se fac. A discutat subiectul acesta cu pariurile, cu blaturile care se fac. Așa că, ceva ceva este în neregulă. Uh, întrebat dacă în opinia sa există jucători în Liga 1 care nu și apără corect șansele, Renic a evitat un răspuns clar. Cităm. Nu poți să vorbești despre cineva dacă nu ai dovezi, dar sunt faze, sunt goluri, sunt rezultate pe care nu le înțelegi. Și eu am pățit-o. Dar, repede, schimbăm antrenorul și gata, s-a rezolvat problema. Pentru mine e o rușine că suntem țara care am schimbat cei mai mulți antrenori, deși au fost și antrenori buni. Jucătorii sunt protejați, ei sunt tot timpul acolo. Și la meciul cu Lazio se mai poate face ceva? Am pierdut o calificare deși am avut trei reprize pe care le-am dominat. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și spunem că e om și greșește, dar ei nu plătesc. Plătim însă noi antrenorii, suporterii, conducătorii, Am mai spus Renic. Acum e ceva ceva adevărat. Și vă spuneam, avem astăzi o discuție cu cineva din anturajul echipei de handbal de la Târgu Jiu. Știți că energia a luat, a luat bătaie destul de urât ieri acasă de la Timișoreni și cred că se salvează având în vedere că sunt la 6 puncte de steaua și steaua a pierdut ieri la Vaslui, dar meciul, după ce, după ce, etapa trecută gorșenii au, au jucat foarte bine la Vaslui și au bătut, acum a fost o evoluție lamentabilă. Și jucători se întrebau ce e din anturajul clubului de handbal dacă se merită să aducem și străini și în orice caz oameni care, handbaliști profesioniști, sau în cazul acesta fotbaliști profesioniști, care după ce că le dai o căruță de bani, nu pun suflet la ce fac, adică ei se gândesc, bă, oricum, îmi iau contractul și plec. Ce mă interesează dacă echipa aia retrogradează? Ce mă interesează dacă echipa aia face performanță atât timp cât eu îmi iau contractul, îmi iau banii din el. Cred că aici ar trebui căutate explicații uh, la cel puțin, această regulă este contrazisă de echipa de basket care joacă foarte bine, dar cred că ar trebui căutate explicații și la fotbal și la handbal jucătorii aduși la Târgu Jiu. Unii jucători de valoare, dar care au o, o oscilații foarte mari de valoare. Adică ai într-o zi un nistor, nu mai vorbesc de Eric sau alții, în zi de grație, în care zici că e un fotbalist de multe milioane de euro, și în etapa imediat următoare nu joacă nimic. Adică te uiți la el și nu-ți vine să crezi că e același jucător, parcă a uitat să dea minge. Bine, sunt fluctuații de formă. La fel de adevărat este că dacă ar fi să fie Constanț foarte bun, ar fi la alte cluburi mari, n-ar fi la Târgu Jiu. Dar pe de alta asta și te întrebi. Nu cumva președintele, pardon, jucătorul respectiv o fi jucat la pariuri, de trebuie să știe că trebuie să termine egal la pauză sau victorie la final sau înfrângere la final. Parcă sunt destul de ciudate aceste, aceste, rezultate. Nu mai vorbesc de că aici pe undeva aveau dreptate la suspiciunea apropo de Târgu Jiu, faptul, bă frate, la, cu Clujul ai luat bătaia acasă, apoi a venit imediat redresarea din deplasare, deci s-a jucat mai bine în deplasare. Dar aici pot fi întrebări. Dar de aici și până evoluțiile și apropo că mă întorc la handbal, destul de slabe. Deci echipa energiei la handbal are un lot valoros. Primarul Florin Cârciumaru a anunțat deja schimbarea antrenorului, cred că se impunea de mult. Și noi transferuri de jucători. pe păi și normal, ăștia abia, dacă mai erau lăsați puțin, ne băgau în, în divizia secundă. Deci, e timpul să se facă ceva, să intrăm cumva în normal la sportul de la Târgu Jiu, pentru că la Constanța financiară, nu aia foarte mare, dar oricum Constanța ar trebui să avem rezultate, rezultate mai bune. Spuneam, am vorbit, am vorbit de sport mai mult decât decât mi-am propus inițial, dar în momentul când vorbești de sport nu poți să nu neglijezi, adică să nu amintești aceste lucruri pentru că se întâmplă diverse chestii și sportul e un fenomen social, deci până la urmă toată lumea e atentă la ce se întâmplă în, în lumea sportului. Iar pentru gorjeni, un motiv de mândrie în plus, vom avea acel stadion mult dorit la Târgu Jiu vom avea și echipă în Liga 1 și în continuare, rămâne să vedem cine va conduce această echipă și cu ce, și cu ce rezultate. Ne apropiem de, final, de finalul emisiunii și vom aborda în, în cele ce urmează câteva din, să zicem, din celelalte știri importante. Ale zilei, unele care au intrat pe agenții chiar în, în timpul când noi eram în emisie. Prima dintre știri se referă la faptul că firma austriacă de care vorbeam la începutul emisiunii spune așa: Ne vom adresa justiției dacă prevederile codului civil nu vor fi modificate firma austriacă, deci cea mai mare companie din industria lemnului din România, susține că nu a amenințat niciodată guvernul României cu inițierea de litigi internaționale, însă precizează că orice investitor străin din domeniul forestier nu va avea altă soluție decât aceea de a se adresa justiției dacă prevederile codului silvic nu vor fi modificate. Nu v-am -am amenințat, dar vă amenințăm! Foarte interesant! O altă știre de pe de pe agenții. Șeful poliției din Botoșan, Cristian Cucoreanu, a scăpat de control judiciar. E un fel de a spune. Acesta a fost sub urmărire penală pentru abuz în serviciu. Acum știm că învățătoarea de la liceu de muzică de la Cluj, unde a fost problema aceea cu minirea elevului, și-a salariul cu 15%, 6 luni mai puțin. Și apropo de de știri. Vreau să vă spun că printre cele mai interesante de astăzi, găsim și pe cele referitoare la la, la Gorj și anume, știți că a venit Narcis Neaga, a făcut ce a făcut, a spus că reziliază, n-a reziliat nimic, le-a mai dat un ultimatum constructorilor să facă drumul până în vară ca să termine până în iarnă oricum promisiunea din ce am văzut o titrată într-un ziar e că vom avea covor nou de asfalt de uzură de cel la finalul cel puțin de la rovinat la Sadu și până la Lainici până la sfârșitul anului dea domnul să, să fie așa îl și vedeam aseară după emisiune pe domnul Neaga era pe undeva pe zona 1 Mai din Târgu Jiu S-a cu un amic în care spunea că o să mai vină des la Jiu. Păi oricum vine că el stă la Târgușu din ce știu eu, numai cu serviciu e plecat. Cât o să mai fie director, că ați văzut ce îi pregătește ministrul de resort. Acum mulțumesc pentru atenție, acum chiar ne întâlnim abia luni sau marți, dar cu siguranță săptămâna viitoare, pentru că săptămâna aceasta este pe final, de mâine seară începe weekendul. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!